Pacea Domnului tuturor, dragii mei, vă spun o seară binecuvântată tuturor, un bun venit la străjerul, aici unde ne putem din nou întâlni cu Cuvântul lui Dumnezeu. Vă doresc multă bucurie și multă pace și liniște în sufletul noastră din partea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că la noi este tare cald, nu știu cum este la dumneavoastră. Rog ca Bunul Dumnezeu să ne dea putere să putem să facem față tuturor acestor lucruri și să putem să ne întâlnim cu cuvântul Său. E mare bucurie ca să ne întâlnim din nou împreună pentru a studia din cuvântul lui Dumnezeu. Vă doresc și saba binecuvântat, vă doresc pacea și odihna pe care o dă Dumnezeu să fie în inimile noastre, în casele noastre, bucuria lui Dumnezeu să vă însoțească în orice moment și în orice clipă, în aceste timpuri când oamenii stau și se gândesc la tot felul de lucruri, când pacea și liniștea le este tulburată și le este luată. Pacea lui Dumnezeu să vină peste noi, fiindcă pacea lui Dumnezeu nu este cum e pacea lumii acesteia. Pacea de la lumea aceasta vine pe moment, dar ea dispare. Dar pacea lui Dumnezeu, dragii mei, rămâne în sufletul nostru, rămâne în inima noastră, ne dă acea stabilitate și încredere încât știm că Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor. Pacea lui Dumnezeu nu aduce supărare, nu aduce necăjeală, pacea lui Dumnezeu nu aduce boală și suferință, și aduce sănătate și întărire fizică și mentală și spirituală, pe când pacea lumii desechilibrează orice situație din viața noastră, dragii mei. Înainte de a intra mesajul nostru din seara aceasta, aș vrea să ne rugăm. Aș vrea să ne rugăm pentru noi, să ne rugăm pentru mesaj, să ne rugăm pentru lista noastră de rugăciune, că este bine să ne rugăm pentru ea, căci e nevoie și frații au nevoie de rugăciunile noastre și Dumnezeu așteaptă și chiar îi place lucrul acesta. Când frații se roagă unii pentru alții și chiar dacă nu suntem frați, să ne rugăm și pentru semenii noștri, ca Dumnezeu să fie alături lângă fiecare dintre ei. Mă voi pleca pe genunchi, dragii mei. Părinte bun care ești în ceruri, venim și seara aceasta să-ți mulțumim pentru că Tu ești la cârma tuturor lucrurilor, să-ți mulțumim că viața noastră e scumpă înaintea Ta, să-ți mulțumim că în această săptămână ai fost cu noi și ne-ai purtat de grijă. Dar îți mulțumim din toată inima pentru sabatul tău, pentru pacea și liniștea pe care tu o reverși peste noi, pentru bucuria aceasta pe care trebuie noi să o împărtășim unii cu alții și împreună cu tine. Te rugăm să ne ajuți dacă te-am întristat prin sânge și mi-este Domnul sus, să ne curățești și să ne ajuți să devenim noi persoane, să ne venim noi ființe cu noi caractere înaintea ta, care să se asemene pe zi ce trece mai mult cu chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Lasă Duhul tău ce sunt peste noi, ca să putem să înțelegem mesajul tău, să fie transmis după voia ta. Te rugăm ca tu să ne cercetezi și să rezolvi probleme și nevoile noastre, neînțelegerile și întrebările noastre. Te rugăm ca tu să fii alături de cei din lista de rugăciune pentru a fi mântuiți, pentru a fi salvați. Ajută-i să te cunoască, să te accepte, să te primească, să se încreadă în tine, să predea în brațul tău pentru mântuirea pe care o oferi în dar. Și acolo unde este nevoie de vindecare și de probleme, de rezolvări, tu să intervii după cum găsești cu cale și predăm pe fiecare în brațul tău. În numele Fiului tău și prin puterea Duhului Sfânt în acestea. Amin. Dragii mei, înainte de a intra în mesajul nostru din seara aceasta, vreau să aduc înaintea dumneavoastră un cântec, o melodie de la o grupă de frați de la Oastea Domnului care cântă frumos și m-a impresionat foarte mult. M-a impresionat foarte mult că acești oameni au rămas mult mai aproape prin cântări și prin multe lucruri care să-i aducă slavă lui Dumnezeu. Lucrurile acestea de multe ori ar trebui să se întâmple și între noi. Dar de multe ori noi le părăsim și facem invers decât ceea ce cere Dumnezeu. Lucrurile acestea se întâmplă în viața noastră și nu-i bine. Aș vrea înainte să ascultăm această melodie și după aceea vom continua cu mesajul nostru din seara aceasta. Știu de câte ori m-ai apărat, nici nu mai știu din ce primejdii m-ai scăpat. Îmi amintesc când m-am temut, dar tu
pe brațe m-ai ținut și știu sigur că fără tine aș fi pierdut. Îmi amintesc când m-am trecut, dar tu pe brațe m-ai ținut și știu sigur că fără tine aș fi pierdut. Nici nu mai știu de câte ori m-ai ridicat. Nici nu mai știu de câte ori m-ai mângâiat. Dar știu că a fost prezența ta și ulei turnat în rana mea. Vasul meu a fost umplut cu pacea ta. Dar știu că a fost prezența ta și ulei turnat în rana mea. Și vasul meu a fost umplut cu pacea ta. Nu mai știu de câte ori tu m-ai mustrat. Nici nu mai știu de câte ori tu m-ai iertat. Dar știu că a fost iubirea ta, iar Duhul Sfânt în viața mea a readus lumina la porunca ta. Dar știu că a fost iubirea ta, iar Duhul Sfânt în viața mea a readus lumina la porunca ta. Nu mai știu de câte ori m-ai înțeles. Nu pot să nu văd câte lacrimi tu mi-ai șters. Nici nu mai știu dar te slăvesc, te preamăresc și-ți mulțumesc. Te-nalt și te iubesc, Iisuse, Domnul meu. Nici nu mai știu, dar te slăvesc, te preamăresc și-ți mulțumesc. Te-nalt și te iubesc, Iisuse, Domnul meu. Nici nu mai știu de câte ori m-ai izbăvit. Nici nu mai știu câte furtuni tu ai oprit. Dar știu că a fost puterea ta și m-a încălzit iubirea ta. Și niciun val nu mă va lua din mâna ta. Te-nalt și te slăvesc mereu, când e ușor și când e greu. Mă-ntind și te iubesc, Iisuse, Domnul meu. Te-nalt și te slăvesc mereu, când e ușor și când e greu. Dragii mei, m-a impresionat foarte mult această cântare, m-a impresionat foarte mult simplitatea acestor oameni, eleganța lor, oameni care sunt simpli înaintea lui Dumnezeu, oameni plăcuți, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Nu contează din ce parte ești, contează ce ai pentru Dumnezeu, cât îl respecti pe Dumnezeu și cât îl iubești pe Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu nu înseamnă să rostești cu gura numele Său, este și asta partea lucrării și a iubirii manifestate de Dumnezeu. Iubirea față de Dumnezeu
înseamnă să trăiești, înseamnă ca Dumnezeu să se vadă în viața ta, să înseamnă că prioritate nu au alte lucruri în viața ta decât Dumnezeu și Dumnezeu te va ridica la înălțimea pe care El a promis-o și a făgăduit-o, dragii mei. Mi-ar fi plăcut de multe ori și noi să cântăm cântările în stilul acesta și îmbrăcămintea și atitudinea noastră să fie în același fel. De multe ori lasă de dorit lucrurile acestea și de multe ori primim mustrări de la Dumnezeu prin altcineva. Domnul să-i binecuvânteze pe oamenii aceștia și oamenii aceștia să meargă mai departe. La terminare vom asculta o altă cântare din partea lor, niște oameni care merită lăudați. Mă bucur pentru lucrul acesta și de aceea l-am adus și înaintea dumneavoastră. Dragii mei, în seara aceasta am un mesaj pe care l-aduc înaintea dumneavoastră. Un mesaj care trebuie să fie actual la zilele noastre. Un mesaj pe care Dumnezeu face apel la noi ca să putem să înțelegem anumite lucruri, să înțelegem că propovăduirea Evangheliei nu este numai a mărturisi despre Dumnezeu că este bun. Misiunea noastră nu este doar să ascultăm și să cântăm, și problema cea mai complicată a lucrării și transmiterii mesajului lui Dumnezeu este și aceasta de mascați nelegiuirea. E greu să demaci nelegiuirea, e greu să strici prietenia cu cineva, e greu să faci lucruri pe care n-ar trebui să le faci niciodată. E foarte greu, dragii mei, foarte greu. Și în seara aceasta, acest mesaj se intitulează Demascați nelegiuirea. Haideți să vedem ce spune Sfânta Scriptură cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu și ce vrea să ne spună Dumnezeu. Avem câteva lucruri care sunt trecute în Romani, în capitolul 16, spune așa. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, și pântecele lor și prin vorbiri dulci și amăgitoare înșală inimile celor lezi necrezători. Deci vedeți ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel, ne spune destul de clar. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări, de cei ce fac tulburare, de cei ce sunt împotriva învățăturii pe care am primit-o. Noi trebuie să ne depărtăm de ei și noi trebuie să rămânem la învățătura și la cuvântul pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu. Că spune că ce astfel de oameni nu slujesc pe Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor, adică interesul lor, câștigul lor, vieților, trăirilor. Ei încearcă ca prin vorbiri dulci și amăgitoare să înșele inimile celor lezi necrezători, celor care nu sunt în credință, cei care nu-L cunosc în totalitate pe Dumnezeu și nu au o legătură specială cu Dumnezeu și stabilă. De multe ori oamenii sunt amăjiți și înșelați și duți dintr-o parte în alta, precum duce vântul, apa sau frunzele sau și așa mai departe. Deci, dragii mei, Dumnezeu spune să ne ferim de aceste lucruri și de acești oameni. În versetul 19 spune așa, că despre voi ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur, dar, de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul. Deci, vedeți, dumneavoastră, de multe ori Dumnezeu ne laudă că noi ascultăm și noi suntem cunoscuți că ascultăm, dar problema este că să avem grijă pe cine ascultăm, să avem grijă pe cei care vin cu vorbiri dulci și amăgitoare, să avem grijă că aceștia dezbină și dezbină poporul Dumnezeu, dezbină lucrarea lui Dumnezeu, dezbină misiunea care ar trebui să se facă mai departe și pe care Dumnezeu a încredințat-o poporul său. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Deci vedeți, Dumnezeu ne cheamă astăzi ca noi să rămânem statornici. Să nu ne încredem, să nu ne asociem, să nu participăm, să nu dăm crezare celor care caută să facă dezbinare, să nu îi acredităm și să nu îi susținem prin ceea ce fac, fiindcă Dumnezeu în curând va zdrobi puterea lui Satana, care ea va fi sub picioarele noastre și Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu noi cu toți. Amin. Dumnezeu ne cheamă astăzi pe fiecare dintre noi să demascăm nelegiuirea. Să vedem care sunt câteva puncte pe care Dumnezeu ne cheamă să demascăm nelegiuirea. De ce este nevoie să o demascăm? Este bine sau nu să demascăm nelegiuirea? De multe ori se spune că e păcat să vorbești,
De multe ori se spune că mai bine să-ți vezi de treaba ta, că poate critici sau faci alte lucruri. Dar să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă e păcat, că și noi de multe ori oamenii spunem că nu e bine ce facem lucrul acesta. Ba că te întorci împotriva unora, ba împotriva altora, ba că nu știu ce, că tu găsești de fiecare dată lucruri. Și auzi ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni pe care Dumnezeu ne-a arătat să-i cunoaștem. Oameni pe care noi am cunoscut și câte ceva din sacrificiile făcute de ei. În trecut și noi și voi și dumneavoastră și cu toții, noi am fost martori la binecuvântarea lui Dumnezeu care a însoțit mărturia acestor oameni, o mărturie care a fost clară, care a fost pătrunzătoare, care a fost credincioasă, care a ajuns cu bine la noi. Și eu am cunoscut oameni care au făcut sacrificii și eu am cunoscut oameni și am fost martori la binecuvântarea care Dumnezeu le-a dat-o. Și mărturia lor pentru mine a fost foarte clară, pătrunzătoare, credincioasă. M-a făcut să mă schimb, m-a făcut să învăț multe lucruri. Dar problema este că de multe ori se întâmplă ca să se introducă lucruri care nu trebuie în toată această binecuvântare și lucrare pe care a dat-o Dumnezeu. De multe ori am fost multă vreme convinși că învățăturile Duhului Sfânt din viziuni sunt dispensabile pentru bunăstarea oamenilor care se pregătesc pentru mutarea în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat viziuni, Dumnezeu a dat profeții, Dumnezeu a dat sfaturi și învățături, Dumnezeu a dat lucruri și multă vreme fiecare dintre noi am fost convinși de lucrurile acestea și știm că ele sunt indispensabile pentru bunăstarea oamenilor. Până aici, o altă cale nu ar putea fi, nu ar putea să mustre sau să fie mustrate păcatele ascunse. Iar oamenii josnici care se furișează pe nesimțite în turma lui Dumnezeu nu ar putea să fie astfel demascați și planurile lor zadarnice, fiindcă ei de multe ori se folosesc de aceste lucruri pe care Dumnezeu le-a pus ca să fie pentru binele poporului și pentru binele oamenilor. Înțelegem noastră? Și de aceea de multe ori noi nu putem ca să dăm înapoi de aceste lucruri. Și de aceea, de multă vreme, noi suntem convinși că învățăturile care vin, ele sunt de la Duhul Sfânt, că lucrările pe care se fac și toate aceste lucruri sunt doar pentru bunăstarea oamenilor și în felul acesta, dragii mei. O îndelungă experiență ne-a arătat că un asemenea dar are o inestimabilă valoare pentru poporul lui Dumnezeu. Noi credem de asemenea că Dumnezeu i-a chemat pe unii să aducă o mărturie clară în mustrarea relelor existente și că în această lucrare ar fi trebuit să aibă sprijinul acelora care se tem cu adevărat de Dumnezeu. Noi am învățat prin experiența dureroasă că atunci când aceste lucrări, când aceste mărturii, când ele sunt făcute sau atunci când avertizează sau când avertizarea dată de ele este privită cu ușurătate, răceala, lepădarea de credință, încăpățânarea lumească, întunericul spiritual, toate aceste lucruri poate să ia în stăpânire biserica lui Dumnezeu. Poate să ia biserica în stăpânire dacă lucrurile acestea sunt lăsate, dacă lucrurile acestea sunt puse pe seama sprijinului oamenilor care vin din partea lui Dumnezeu. Deci vedeți noastră, când mărturiile nu sunt luate în seamă, când mustrările nu sunt aduse, când avertizările nu sunt date, când ele sunt tratate cu ușurătate, când ele sunt date la o parte, răceala, lepădarea, credința, de credință, încăpățânarea lumească și toate aceste lucruri, ia în stăpânire spiritul bisericii. Demascați ideile false, spune cuvântul lui Dumnezeu, prezentând adevărul. Nu trebuie să lovești într-un om alume. Nu trebuie să rostești numele unui om neapărat. Problema este că atunci când un neadevăr vine în întâmpinarea noastră, când un adevăr vine înaintea noastră, noi trebuie să demascăm ideile false. Noi trebuie să prezentăm adevărul lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem hotărâri care ele trebuie să fie făcute, precise și sigure pentru această lucrare, dragii mei. Totuși, cu privire la domeniul acesta al lucrării, noi suntem sfătuiți să spunem tuturor celor care ascultă și să spunem și poporului nostru următoarele lucruri pe care Dumnezeu ni le cere. Fiți precauți! Când vestiți solia, nu lăsați niciun atac personal
nici la adresa unui om, nici la adresa unei biserici. Îngerii lui Dumnezeu văd multe, în multe biserici numeroși oameni la care se pot ajunge numai fiind foarte precauți în toate aceste lucruri. Și de multe ori noi nu suntem precauți cu lucrurile acestea. De multe ori noi căutăm să facem de rușine biserica. De multe ori noi căutăm lucrarea lui Dumnezeu. Noi căutăm să expunem anumite lucruri sau să facem anumite atacuri la adresa unei biserici și să vorbim împotriva unor oameni. Și Dumnezeu spune că trebuie să fii precaut, că în mijlocul acestor lucruri poate să fie, dragii mei, oameni la care Dumnezeu poate să ajungă și Dumnezeu vede în ei roadele lucrării sale. Prin urmare, noi trebuie să fim atenți la cuvintele noastre. Când condamnăm și demascăm nelegiuirea, noi trebuie să fim foarte atenți să nu urmăm impulsurile noastre proprii. Nici păstorii noștri să nu-și urmeze propriile lor impulsuri ca să facă atac la persoană, ca să facă atac la adevărul Dumnezeu, la lucrarea lui Dumnezeu și la toate aceste lucruri. Noi trebuie să demascăm nelegiuirea, căci această lucrare ne-a încredințat-o Dumnezeu. Dar dacă noi atacăm în mod dramatic sau în mod în așa fel încât să ni se plângă de milă sau să fim în ochii oamenilor într-un fel sau altul, căpătând o transformare în viața unui om pentru a ne privi în altă formă, este un lucru foarte greșit din partea noastră. Cu privire la subiectele acestea, tăcerea de multe ori este loventă, dar ea nu trebuie tot timpul ca să taci. Ea trebuie să mărturisești, dar trebuie să mărturisești împotriva neadevărului și păcatului. Dar nu trebuie să faci ceea ce nu trebuie împotriva a ceea ce trebuie. Și de aceea mulți în aceste timpuri, dragii mei, ei sunt amăgiți. Dumnezeu ne cheamă în aceste timpuri ca noi să rostim adevărul în cuvinte, în tonuri, care să fie pline de dragoste, care să-L descopere pe Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Noi trebuie să facem tot ceea ce trebuie. Deci vedeți, dragii mei, la aceasta ne cheamă, fiindcă noi nu-L putem înălța pe Hristos și cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă ca noi să înălțăm pe Hristos, ca noi să rămânem la prezentarea pozitivă a adevărului lui Dumnezeu și a lucrării lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ne-a chemat. Pe noi ne cheamă Dumnezeu în aceste timpuri ca noi să nu părăsim niciodată calea cea dreaptă pe care Dumnezeu a trasat-o cu scopul de a ataca pe cineva. Am auzit de multe ori oameni care spune: voi lăsa credința pentru 5 minute și am să-ți arăt eu ție. Voi ataca pe cineva, voi vorbi împotriva cuiva. De multe ori ne permitem, dragii mei, să vorbim împotriva unei biserici. Nu. Și noi trebuie să demascăm nelegiuirea și păcatul. Dar noi nu avem treabă ca noi să vorbim, ca noi să atacăm o biserică sau pe altă persoană de la altă religie. Am văzut de multe ori că lucrurile acestea se practică. Fie că ești de la altă religie, fie că ești de la Biserica Adventistă, atacăm pe ceilalți și ceilalți ne atacă pe noi. E un lucru greșit. Dumnezeu tot timpul a atacat păcatul. Dumnezeu tot timpul cât a fost pe pământul acesta a atacat nelegiuirea și a vorbit împotriva nelegiuirii. Dar niciodată El nu s-a dus să atace un lucru care afecta sistemul întreg sau afecta numele unui om în fața publicului, dragii mei. Atunci când Domnul Iisus Hristos a mustrat pe cărturari și pe farisei, i-a mustrat pentru păcatul acela, dar n-a început să meargă prin popor să facă lucrul acesta. Solia către noi în aceste timpuri este: încetați să ascultați cum adevărul este pervertit, fără să protestați într-un fel. Noi trebuie să protestăm și să nu tăcem, cum se întâmplă de la un timp de vreme încoace, că în loc să protestăm împotriva a ceea ce se face, împotriva cuvântului lui Dumnezeu, noi protestăm împotriva altor culte, alte culte împotriva noastră și oamenii unii împotriva altora. Dumnezeu nu ne-a chemat la lucrul acesta. Noi trebuie să demascăm raționamentele false, pretențioase, care dacă sunt primite, îi vor determina pe pastori, pe medici și lucrători misionari, pe tineri și membrii bisericii să ignore adevărul. Deci vedeți dumneavoastră, dacă nu demaști
raționamentele false și pretențioase, dacă ele nu sunt demascate, ele vor fi primite, îi vor determina chiar pe păstori, îi vor determina pe medici care lucrează după voia lui Dumnezeu, pe lucrătorii misionari, pe tineri, pe membrii bisericii, ca la momentul acela ei să ignore adevărul. Fiindcă dacă noi nu demascăm nelegiuirea și ea este prezentată, dacă noi tăcem și nu vorbim împotriva acestor lucruri, atunci foarte ușor adevărul Dumnezeu va putea să fie ignorat. Ignorat. Fiecare trebuie să stea acum la postul său de veghere. Fiecare, acolo unde se află, trebuie să rămână la adevărul Dumnezeu. Dar nu pot să protestez împotriva nelegiuirii, împotriva falsului și păcatelor. Nu pot să protestez împotriva neadevărului dacă tu, în primul rând, nu ești cunoscător al adevărului. Mă scuzați. Dacă tu nu ești cunoscător al adevărului, ca să poți să rămâi statornic la adevărul Dumnezeu, trebuie să fii un bun studier al Sfintelor Scripturi. Tu trebuie să ai experiență personală cu Dumnezeu. Tu trebuie să fii încredințat că Duhul lui Dumnezeu este peste tine. Trebuie să fii încredințat că Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor, a vorbirilor și a tot ceea ce aveți. Dumnezeu trebuie să conducă toate aceste lucruri. Dumnezeu să ne ajute ca noi să facem lucrul acesta. Dumnezeu îi cheamă pe toți să-și ocupe locul sub steagul însângerat al Prințului Emanuel. Suntem îndrumați să avertizăm poporul nostru, deoarece mulți sunt în pericol de a primi teorii și raționamente false care subminează stâlpii de susținere ai credinței. De multe ori unii din poporul nostru fac lucrul acesta, dar unii din afară se infiltrează în mijlocul poporului Dumnezeu și Dumnezeu ne cheamă asta și suntem îndrumați ca să avertizăm, deoarece foarte mulți în aceste timpuri ei sunt în pericolul acesta de a primi aceste teorii, raționamente false. Orice om trebuie să dea explicații când își petrece timpul într-o anumită casă, mai ales noaptea. Trebuie să îți cunoști bine prietenii tăi și în acelor case în care tu îți petreci de multe ori serile, zilele sau chiar nopțile. Deci vedeți dumneavoastră, de multe ori se întâmplă ca un om al lui Dumnezeu să aibă grijă și ce prieteni are și ce cunoscuți cu care merge cu ei pe drum. Dumnezeu ne cheamă ca noi să fim atenți că într-o bună zi Dumnezeu va chema orice om să dea explicații pentru timpul care și l-a trecut. De multe ori ne adunăm în case unii cu alții, în loc să vorbim despre adevărul Dumnezeu pentru a putea demasca nelegiuirea, pentru a ne putea împotrivi neadevărului. Noi ne adunăm și ne facem prieteni și ne petrecem timpul de multe ori în casele noastre și în casele lor, seri și nopți și zile, fără ca noi să slăvim pe Dumnezeu, fără ca noi să ne pregătim pentru a face față lucrării pe care Dumnezeu ne-a pus-o înainte, dragii mei. Unii își înșeală prietenii spunându-le minciuni pentru evitarea și demascarea faptelor rele. Deci vedeți de ce Dumnezeu spune ca în aceste timpuri să fim cunoscători ai adevărului, ca în aceste timpuri Dumnezeu ne cheamă ca noi să vă avem grijă că chiar prietenul tău de lângă tine poate să te înșele, poate să spună minciuni, pentru ca tu să eviți demascarea faptelor rele și niciodată nu vei putea să demaci lucrul acesta. De multe ori din cauza prietenilor pe care le avem unii cu alții, suntem în stare să trecem peste păcate, suntem în stare să trecem peste multe lucruri pe care noi vom evita anumite lucruri. Vă spun că și eu am trecut prin situații din acestea. Am avut prieteni care de dragul prietenului l-a dat pe Dumnezeu la o parte și am zis că e prietenul meu, că eu nu pot spune nimic, nu pot zice nimic ca să nu-l jignesc, să nu cumva să-l lezez pe prietenul meu spunându-i aceste lucruri. Și de multe ori sunt înșelat chiar de prieteni, ascultând minciunile, ascultând neadevărul, evitând să demasc faptele rele și să aduc la cunoștință adevărului Dumnezeu. Predând aceste lucruri se creează o ocazie de aur pentru demascarea nebuniei, nocivității, folosirii nelegiuirii și oricărei alte practici care restrânge acțiunea vitală. Un șir aproape interminabil de boli rezultă din modurile acestea nesănătoase
de prezentări nelegiuite bine mascate și asupra acestui punct ar trebui făcut o informare atentă. Deci în momentul când ești mințit, în momentul când tu nu ești vindecat de păcat, în momentul când tu nu ești stabil în adevărul lui Dumnezeu și cunoscător al adevărul lui Dumnezeu, luptând pentru cauza lui Dumnezeu, problema e că va apare un șir interminabil de boli, și nu numai boli fizice, dar și mentale, din cauza acestor moduri nesănătoase de prezentări nelegiuite care sunt bine mascate, care vin asupra noastră din cauza care noi am făcut un punct de informare atentă. Trebuie să avem grijă, dragii mei. Trebuie să avem grijă că, să știți dumneavoastră, când adevărul lui Dumnezeu nu este așa cum trebuie, poate aduce boală, poate aduce suferință. În viața noastră, să știți dumneavoastră că numai adevărul lui Dumnezeu te poate vindeca, fiindcă adevărul lui Dumnezeu te face liber. El te eliberează de orice lucru care a pus stăpânire pe tine și te ține rob. Păgânismul a reînviat de la un timp de vreme și demascarea omului fără de legii trebuie făcută în aceste timpuri. În primul rând trebuie făcută demascarea nelegiuirii între cei credincioși, ca cei credincioși să se trezească, ca să este din această stare interminabilă de bol și a rezultatelor nepăsătoare pe care le-au trăit în viața lor, ca după aceea să se ridice, ca să facă lucrarea lui Dumnezeu pentru a demasca omul fără de legii. Fiindcă păgânismul acesta care a înviat, are înviat, nu are via numai pe cale largă pentru a aduce erezie în lumea aceasta. Problema este că el are înviat și a început să crească atât de mult încât să intre și în rândurile creștinilor, să intre în rândul bisericilor și în rândul poporului Dumnezeu. Și de aceea noi în aceste timpuri nu putem, adică nu avem puterea ca să demascăm omul fără de lege, ca să demascăm păcatul, ca să demascăm înșelătoria, ca să demascăm minciuna. Pe măsură ce ne apropiem de încheierea timpului, parada puderii păgânei va fi tot mai mare și vedem că această paradă păgână și această putere păgână este din ce în ce mai mare, dragii mei. Această paradă nu este numai în afară, ci este și în interior. Și nu este numai în interiorul bisericii de multe ori practicată, dar este și în viața mea și în viața ta. Și nu numai în viața mea și în viața ta. După aceea o lăsăm ca un bun comun al familiei mele și al familiei tale, a copiilor mei și a copiilor tăi, a soției mele și a soției tale, a soțului tău și așa mai departe, dragul meu. De aceea Dumnezeu spune căci dacă noi nu avem grijă de această paradă a puterii păgâne, care din zi în zi este mai mare, care cuprinde întreg pământul și aproape îl duce și pe poporul Dumnezeu în întuneric și în nelegiuire, zeitățile păgâne, pe zi ce trec, ele își vor manifesta puterea prin semne și se vor arăta în orașele lumii. Iar această descriere profetică deja a început să se împlinească pe pământul acesta. Am văzut de multe ori că apar oameni, unul apare prin Rusia și spune că el este Hristos, a venit. Alții sunt binefăcători de minuni și tot felul de lucruri. Alții se ridică cu tot felul de idei și minuni de vindecare, care să le aducă înaintea oamenilor. Problema este că nu numai în orașe se întâmplă, dar de multe ori și în mijlocul poporului Dumnezeu vin alte căi de vindecare, alte lucruri pe care nu corespund conform cerințelor lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu nu le-a rânduit. Printr-o varietate de imagini, Domnul Iisus Hristos, Domnul nostru, El i-a descoperit lui Ioan caracterul nelegiuit și influența seducătoare a celor care s-au remarcat pentru persecuția adusă împotriva poporului Dumnezeu. Toți au nevoie de înțelepciune în aceste timpuri pentru a cerceta cu atenție taina nelegiuirii care se extinde atât de mult spre sfârșitul istoriei acestui pământ. Noi de multe ori ne uităm la taina nelegiuirii care este în afară, taina nelegiuirii care este izbitoare, dar noi nu ne uităm la taina nelegiuirii care de multe ori o practicăm și o cocoloșim și o creștem la sânul nostru și este în mijlocul nostru, care de multe ori taina nelegiuirii înseamnă înlocuirea adevărului Dumnezeu cu neadevăr, înlocuirea lucrurilor sfinte cu lucrurile nesfinte, acceptare și dând prioritate lucrurilor nesfinte și dând la o parte și lepădând adevărul Dumnezeu.
De multe ori este pus adevărul în locul minciunii și minciunea în locul adevărului, încât oamenii devin atât de confuși, dragii mei, încât aproape nu mai pot să facă diferență între ce este sfânt și ce nu este sfânt, între ce este bine și ce nu este bine. Chiar în timpul în care trăim, Domnul Dumnezeul nostru îl cheamă pe poporul său ca să-i dea o misiune pe care i-a dat-o cu mult timp și să-i o redea din nou și o solie pe care trebuie să o vestească. El l-a chemat să demaște nelegiuirea omului fără de legii, care a făcut din toate aceste lucruri atâta nelegiuire de mare și în care a făcut ca să se ajungă până la legea duminicală, dragii mei. O caracteristică a puterii lui s-a gândit să schimbe vremile și legea lui Dumnezeu și să persecute pe poporul lui Dumnezeu, care el trebuie să stea neclintit pentru onoarea lui Dumnezeu în aceste timpuri. Vă spuneam și dățile trecute, mai ușor va fi pentru creștini ca atunci ei când sunt omorâți, ca să poată să rămână neclintiți la adevărul lui Dumnezeu. Dar când tu ai înaintea ta niște vremuri mascate, schimbarea vremilor și legilor lui Dumnezeu, care ajung atât de mult să persecute pe poporul Dumnezeu, care să stea neclintit acolo, acest lucru e mai periculos ca niciodată. Să știți, noastră, mi-aduc aminte cu ani în urmă, era cineva care se purta foarte urât cu mine și m-a amenințat tot timpul. Dar eu, de fiecare dată, eram în gardă și nu aveam treabă cu omul acesta. În fine, până la urmă s-a încheiat cum s-a încheiat, nu a fost nicio problemă, dar nu era un pericol atât de mare din partea celui care m-a amenințat. La un moment dat mă pomenesc cu cineva, venind cu el pe drum, mergând de vorbă, având niște discuții împreună cu unii cu alții și la un moment dat, când ajung în dreptul porții lui, mă pomenesc că îmi dă aici așa după gât și aproape să mă doboare jos. M-a luat prin surprindere, fără să-mi dau seama. Dar zic, ce se întâmplă? Pentru ce faci lucrul acesta? Și mi-a dat două lovituri așa și a fugit. Și zice, de când aștept eu ca să te lovesc, că te urăsc atât de mult? Vă dați seama, dragii mei, când ai amenințarea în față, când ai impunerea, când ai ostilitate față de tine și de cuvântul lui Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu, ești tot timpul în gardă și nu ai nicio problemă. Și la momentul când intri în contact cu lucrarea respectivă sau cu persoana respectivă, nu ai cum să fii lovit prin surprindere. Și atunci nu e ușor să cazi. Fiindcă înainte, când oamenii erau duși la eșafoduri, când aveau problemele acestea de persecuție și de moarte, nu era nicio problemă, ei rezistau, preferau mai bine să-și dea viața. Dar astăzi, dragii mei, când avem prieteni, când avem păstori, când avem filozofi, când avem teologi, când avem doctoranți, când se ridică tot felul de oameni din norod, de multe ori oameni de nimic, cu explicații dubioase ale Sfintelor Scripturi, cu tot felul de idei și de păreri și de lucruri, aproape că primim aceleași lovituri pe care am primit eu, fără să-mi dau seama. Fără să-mi dau seama, dragii mei. Ei se tem de ce cunosc adevărul, dar în momentul când te-a prins nepregătit, în momentul acela ce a dat o lovitură, aproape că nu poți să rămâi pe picioarele tale. De aceea Dumnezeu spune că noi trebuie să rămânem neclintiți pentru onoarea lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim gata pentru timpurile acestea, care sunt timpuri mai periculoase și înșelătoare decât ca persecuția și decât ca celelalte lucruri care venea peste copiii lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem lucrurile acestea, dragii mei, căci înșelătoria e mai periculoasă ca persecuția. Mantaua credinței alucată peste nelegiuire, prezentată într-o manta a Sfințenii, este mai periculoasă decât arderea pe rug, decât excomunicarea, decât orice vreți dumneavoastră, e mai periculos, dragii mei. Prin faptul că sfințește pentru Domnul singurul, sabatul adevărat, sabatul creației, toate lucrurile acestea te fac ca tu să rămâi stabil în adevărul lui Dumnezeu. Dacă tu nu sfințești pentru Domnul,
singurul sabat adevărat, sabatul creației, tu nu vei putea niciodată să demaști nelegiuirea, să demaști neadevărul și să rămâi statornic în lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei, luați cu atenție, chiar vă rog frumos, luați și cercetați cu atenție istoria poporului Israel. Dumnezeu când a dat sabatul ca să se țină în grădina Edenului, la început când Dumnezeu a creat cerurile și pământul, după aceea el a fost păstrat de o anumită generație și de o anumită linie de oameni care a fost transmis verbal. Dar cu timpul, această generație care păstra adevărul Dumnezeu a ajuns să coboare prin Avram în Egipt la Iosif și s-a pierdut din vedere multe lucruri și mai ales 400 de ani cât ei au stat robi în Egipt. Ei au pierdut din vedere lucrul acesta. Când Dumnezeu i-a scos de acolo, Dumnezeu a fost nevoit ca să transcrie aceste legi care erau verbale, care erau transmise prin viu grai din grădina Edenului și până în timpurile acestea, ele s-au pierdut și Dumnezeu a trebuit să le transcrie și să transcrie și sabatul pe care oamenii îl pierduse din vedere. Când Dumnezeu le-a dat aceste legi și aceste rânduieli, ca ele să-i abată, să-i țină departe de idolatrie și păcat, ca ei să demaște orice înșelătorie și orice nelegiuire care venea contra lor pentru a-i abate de la Dumnezeu. Nimeni și nimic nu a putut să se atingă de ei și nimeni și nimic nu a putut să-i învingă și să-i nimicească ca popor, fiindcă binecuvântarea lui Dumnezeu era peste ei. Dar în momentul când ei au atras mânia lui Dumnezeu prin încălcarea sabatului Dumnezeu, sabatul te ajută ca tu să n-ai alt Dumnezeu și să recunoști pe singur Dumnezeu adevărat și creator. Sabatul te ajută ca tu să nu te închini la nicio făptură dintre cer și pământ și așa mai departe și să nu ai nicio înfățișare a lucrurilor care există în cerul, pe pământ sau sub pământul acesta și să te țină curat înaintea lui Dumnezeu. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău ca să nu-l bajocorești, ca să nu fii pedepsit înaintea lui Dumnezeu. Și sabatul să ți-l arate cine e cu adevărat creatorul și stăpânul universului și al pământului și al tău ca om, care el ți-a dat viață și a fost alături de lângă tine. În momentul când evreii au început să calce sabatul lui Dumnezeu, au început să piardă din vedere sfințenia lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu în viața lor și protecția lui Dumnezeu, a început încet să se retragă. Când a început să se retragă și au început să piardă din vedere cel mai important semn pe care Dumnezeu îl lăsese, ca ei să aibă o comuniune specială a prezenței lui Dumnezeu și a lucrării lui Dumnezeu în viața lor, în momentul acela n-au mai fost capabili să demaște nelegiuirea, să facă diferență între ce este sfânt și ce nu este sfânt. De la călcarea sabatului au ajuns să ajungă la nelegiuire mare, să ajungă la păcate grele, să ajungă să practice idolatria, să practice închinarea la heruvin și terafin și idolii care erau la timpul acela. Chiar poporul Israel ajunsese la un moment dat să aducă copiii lor ca jertfă pe altarele păgâne, dar nu să meargă să aducă copiii pe altarele păgâne în țara lor. Și au adus altarele păgâne în țara lor, pe care Dumnezeu le-o dăruise prin făgăduință, și au zidit altare după chipul dumnezeilor străini și acolo au început să aducă jertfe pe copiii lor. Vă dați seama, dragii mei, ce înseamnă lucrul acesta când tu nu rămâi lângă Dumnezeu și lângă adevărul Dumnezeu? Prin faptul că sfințește pentru Domnul singurul sabat adevărat, sabatul creației lui Dumnezeu, vei putea să rămâi în adevăr și vei putea să faci deosebire și să demaști ceea ce este de demascat. Dragii mei, mulți dintre noi ținem sabatul, oprindu-ne doar de la lucrul nostru, dar nu sfințim sabatul. Dumnezeu ne cheamă nu numai să ne oprim, dar să-L sfințim și să-L cinstim pe Dumnezeul nostru. Soli fără teamă de Dumnezeu, în vremea de acum, când sfârșitul tuturor lucrurilor pământești se apropie cu pași iuți, Satana depune eforturi disperate să prindă lumea în capcana sa prin acești soli fără teamă de Dumnezeu. Satana născocește multe planuri pentru a ocupa mințile și a abate atenția de la adevărurile absolute necesare mântuirii pe care Dumnezeu ni le-a pus nouă, dragii mei. De multe ori noi considerăm și mulți, eu nu vorbesc pentru cei din afară în mod special, și mulți dintre noi care avem sabatul lui Dumnezeu, de multe ori noi facem parte
din planurile născocite de satana pentru a ocupa mințile noastre și a bate atenția de la adevărurile absolute care sunt necesare mântuirii. Mulți dintre noi credem că nu este necesar mântuirii sabatului Dumnezeu și credem că doar Dumnezeu să fie în inima mea și să fie în viața mea, nerespectând regulile și legile lui Dumnezeu. Dragul meu, dacă te oprești doar din munca zilei să ții sabatul lui Dumnezeu, mai bine nu-l ține, fiindcă este egal cu zero. Sabatul lui Dumnezeu înseamnă să-l sfințești. Înseamnă ca gândul tău să fie la Dumnezeu, preocuparea ta să fie pentru Dumnezeu, nicio lucrare pământească să nu aibă loc în conștiința ta, în gândul tău, nicio acțiune, nici dacă iarba pe câmp, dacă e cosită și va veni ploaia, să nu te gândești acolo că Dumnezeu se va îngriji de lucrul acesta, nici dacă cartofii au rămas nescoși din pământ, nici dacă va fi să te dea afară de la lucru, oare ce se va întâmpla luni. Nimic lumesc și trecător nu trebuie să mai cuprindă mintea noastră. Aceasta înseamnă să păzim sabatul lui Dumnezeu. Noi ne certăm de multe ori unii cu alții și cu alte religii că noi trebuie să ținem sabatul. Eu nu mă duc sâmbăta la lucru, dar eu în realitate trăiesc în nelegiuire în sabatul lui Dumnezeu, doar nelucrând cu mâna și alergând cu picioare, dar mintea noastră aleargă și lucrează continuu fără oprire. Trebuie în sabatul lui Dumnezeu gândul nostru, mintea noastră, acțiunile noastre, tot ce este al nostru să fie îndreptat către Dumnezeu, dedicate lui Dumnezeu și încredințate mâinii lui Dumnezeu. Păcătoșenia atinge culmea și o culme care nu a mai fost atinsă vreodată mai înainte și totuși mulți slujitori ai Evangheliei strigă pace și siguranță. Nu-i nicio problemă, tu trebuie să fii aici, tu trebuie să doar să fii prezent și de restul vom vede că Dumnezeu se ocupă. E pace și siguranță, dar solii credincioși al lui Dumnezeu trebuie să meargă înainte cu lucrarea lor. Ei trebuie să fie îmbrăcați cu întreaga armătura cerului. Ei trebuie să înainteze fără teamă și biruitori, neîncetând niciodată lupta lor împotriva nelegiuirii, demascând nelegiuirea, până când solia adevărului, pentru timpul acesta, ea trebuie să ajungă până la ultimul suflet la care se poate ajunge pe pământul acesta, dragii mei. Ce altă amăgire mai poate veni peste sufletul meu și peste sufletul tău? Ce altă amăgire mai poate veni peste sufletele omenești decât convingerea că stăm bine în timp ce ele și noi suntem în totul greșite în lucrarea lui Dumnezeu? De multe ori au dreptate cei din afară care spun că noi de multe ori prezentăm înaintea oamenilor, le dăm în cap cu sabatul, le dăm în cap cu carnea de porc, le dăm în cap cu băutura, le dăm în cap cu nu știu ce, dar noi nu suntem sfințiți. Noi nu suntem sfințiți. Noi credem că suntem în pace și liniște cu Dumnezeu, în timp ce noi suntem în totul greșit față de Dumnezeu. Și de aceea nu suntem capabili să demascăm nici nelegiuirea din viața noastră, nici nelegiuirea din viața bisericii, nici nelegiuirea din viața poporului Dumnezeu, nici nelegiuirea din lumea aceasta pentru a demasca cu adevărul lui Dumnezeu ceea ce trebuie să facă omul să se întoarcă la Dumnezeu. Solia martorului credincios găsește poporul lui Dumnezeu într-o regretabilă amăgire. Chiar dacă sunt sinceri în această amăgire, sinceritatea nu ne va ajuta cu nimic. Nici pe dumneata, nici pe mine și nici pe unul dintre noi nu ne va ajuta. Mulți creștini vor muri în sinceritatea lor, fiindcă sinceritatea nu mântuiește pe nimeni. Este bine să fii sincer, dar sinceritatea n-are nimic de a face cu credincioșia. A fi om bun n-are nimic de a face cu credincioșia. A face fapte bune n-are nimic de a face cu credincioșia. Trebuie să-i fii credincios lui Dumnezeu să devii un om sincer. Trebuie să-i fii credincios lui Dumnezeu să devii un om bun după voia lui Dumnezeu. Trebuie să fii un om credincios să faci faptele pe care le-a rânduit Dumnezeu pentru tine și pentru mine mai înainte de întemeierea lumii, care suntem implicați și angajați în planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a făcut. Fiindcă planul de mântuire, dragii mei, nu s-a făcut odată cu căderea omului în păcat sau după ce a căzut omul în păcat. Și planul de mântuire era un plan de garanție în caz dacă cineva din universul acesta va cade în păcat. De ce spune Domnul Iisus Hristos la un moment dat și zice așa: Dumnezeule, vin să fac voia ta, fiindcă în sulul cărții este scris despre mine
fiindcă i-a scris că trebuia să moară, fiindcă i-a scris că trebuia, dacă cumva ar fi căzut o planetă de pe pământul acesta în păcat, același lucru ar fi făcut de pe universul acesta, scuzați-mă, de pe pământ. Dumnezeu pentru fiecare ar fi făcut acest lucru, fiindcă planul de mântuire era un plan de garanție pentru orice ființă din universul acesta. Și de aceea solia Martului Credincios spune că ne găsește ca popor al Dumnezeu într-o regretabilă amăgire, chiar dacă suntem sinceri. Sinceritatea nu va face nimic din viața noastră și nu va produce nimic. Și spune că ei nu știu că starea lor este vrednică de plâns în ochii lui Dumnezeu. În timp ce sufletele care lor li se adesează solia se măgulesc că ar fi într-o stare specială, într-o stare spirituală excelentă, că solia Martului Credincios drobește siguranța lor prin demascarea stării lor, lor adevărate de orbire spirituală, de sărăcie și de ticăloșie. Deci, vedeți, dumneavoastră, Dumnezeu face apel la noi, fiindcă noi suntem cei care suntem orbi, noi suntem cei care trebuie să ne demascăm, noi trebuie cei care trebuie să ieșim din sărăcia în care ne aflăm, noi trebuie să ieșim din ticăloșia în care ne aflăm, ca noi să putem să fim capabili să demascăm starea adevărată de orbire și a celor din jurul nostru. Dar atâta timp cât eu nu mă demasc, cât eu nu ies din starea de orbire spirituală, cât eu nu ies din sărăcia și ticăloșia mea, cât timp eu cred că sunt bine și voi muri în sinceritatea mea, fără să ies din această situație, nimic nu se va putea face. De aceea spune că mărturia, solia martului credincios, zdrobește siguranța noastră, fiindcă ne demască, dragii mei, starea noastră ticăloasă. Mărturia aceasta este tăioasă și de aspră nu poate fi să fie o greșeală, deoarece vorbește martorul credincios și mărturia sa trebuie să fie corectă. Noi de multe ori credem că mărturia martorului credincios, ea nu trebuie să fie tăioasă, ea nu trebuie să fie aspră. Mărturia martorului credincios, noi credem și așa o promovăm de la un timp de vreme, că trebuie să fie pace și siguranță, pace și liniște, Domnul ne iubește, Domnul este bun, îi cântăm, îi dansăm, îi jucăm, îi facem tot ce vrem noi. Dar spune că mărturia aceasta este atât de tăioasă și atât de aspră, încât ea nu poate să facă nicio greșeală, fiindcă ea trebuie să corecteze viața mea și viața ta. Pentru cei ce se simt siguri în realizările lor, și care se cred bogați în cunoștințele lor spirituale, este greu să primească solia care declară că sunt amăgiți, că le lipsește orice dar spiritual. Dragii mei, mărturia aceasta a martorului credincios nu vorbește pentru cei care trăiesc în afara bisericii. Nu vorbește despre cei care n-au nicio legătură cu biserica noastră. Și solia martorului credincios vorbește împotriva celor care se cred că sunt bogați. Vorbește împotriva bisericii la Odicea, vorbește împotriva lor, fiindcă ei se declară că sunt cum sunt, dar lor le este greu să primească solia aceasta, că ei sunt amăgiți, că ei sunt lipsiți de orice dar spiritual, că ei sunt orbi, nenorociți, goi, că lor le trebuie haine albe, că lor le trebuie alifie pentru ochi, că lor le trebuie orice vine din partea lui Dumnezeu pentru a face această schimbare și transformare. Inima nesfințită este nespus de înșelătoare și nedăjduită de rea. Inima noastră trebuie predată în mâna lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să facă, ca mărturia martorului credincios să fie primită în viața noastră. Mulți se măgulesc în aceste timpuri pe ei înșiși, că ar fi bun creștini, că ei sunt oameni săritori, alții au dat bani să facă case, alții poate au mai participat și pe la lucrarea misionară cu câte ceva, alții au mai mers la o construcție de biserică, au mai participat la programe, la un corcent, au făcut. Dar ei nu au nicio rază de lumină care vine de la Iisus. Ei se măgulesc singuri că sunt buni creștini. Unii dintre ei se măgulesc singuri că ei păzesc sabatul lui Dumnezeu, ei nu mai lucrează de vineri și până sâmbătă. Dar acasă, în sabat, mănâncă peste măsură, ascultă orice, glumesc orice, vorbesc orice, trăiesc orice,
mintea lor, discuțiile lor, gândurile lor sunt la lucrul care l-au lăsat și care trebuie să-l înceapă luni din nou sau duminică. Mintea lor este la preocupări de afaceri, ce trebuie să mai câștige, ce au pierdut, ce n-au pierdut, cum trebuie să facă toate aceste lucruri. Și toți suntem măguliți. Dar problema este că nici o rază de lumină nu este de la Iisus peste noi dacă trăim în aceasta. Și Dumnezeu zice, demască nelegiuirea. Demască-o în viața ta, demască-o după ce ai demascat-o în viața ta, demască-o la frații tăi, demască-o la cei din jurul tău, ca raza de lumină de la Dumnezeu, de la Domnul Iisus să vină peste fiecare dintre noi. Și așa, dragii mei, că atunci ei, cei care nu vor, sau noi, cei care nu vor, nu avem nicio experiență personală în viața de credință. Este nevoie de o lucrare adâncă și temeinică, de umilire înaintea lui Dumnezeu, înainte ca noi să putem simți adevărata nevoie de eforturi stăruitoare și serioase pentru a ne asigura darurile prețioase ale Duhului Sfânt, ale Spiritului Dumnezeu. Este nevoie de această lucrare temeinică, adâncă, umilire, înaintea lui Dumnezeu, ca să putem să simțim aceste lucruri. Surprins și încărcat, și încurcat, scuzați-mă, de demascarea planului, Iuda s-a ridicat în grabă și a părăsit camera. Deci vedeți noastră, dacă noi nu ne demascăm pe noi, dacă noi nu suntem gata să lăsăm casolia martorului cărincios să ne mustre, să taie, să vină cu curățirea în viața noastră, în momentul când ni se va descoperi planul, când se va demasca nelegiuirea în viața noastră, ne vom ridica la fel ca Iuda și vom părăsi camera dinaintea lui Iisus și vom ieși. Același lucru s-a întâmplat cu Iuda când a fost sfințit. Dumnezeu i-a atras atenția, s-a purtat cu milă și îndurare față de el. El n-a vrut să-și demaște nelegiuirea din viața lui și a stat ascuns cu nelegiuirea în viața lui, crezând că el înșală, că nimeni nu vede, nimeni nu cunoaște, nimeni nu știe ceea ce face el. Chiar dacă colegii lui, ucenicii, nu știau lucrul acesta, dar totuși Domnul Iisus cunoștea nelegiuirea care e în viața lui. Domnul Iisus i-a dat șansa să-și demaște nelegiuirea, dar nu a vrut. Și în momentul când Domnul Iisus a dat nelegiuirea pe față, la momentul acela Iuda s-a ridicat în grabă și a părăsit camera. Iisus i-a zis, ce ai să faci, fă repede. Și Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte. Dragii mei, dacă nu ne demascăm nelegiuirea din viața noastră, ni se va spune și nouă ce ai să faci, fă repede. Și lui Iuda, când i s-a spus lucrul acesta, el n-a plecat în momentul acela și a avut curajul să întindă mâna ca să ia bucățica din același blit cu Domnul Iisus, să mănânce și să se împărtășească. Deci vedeți ce înseamnă când tu nu-ți demaști nelegiuirea. Tu mănânci din blidul Domnului și din bucățica și din pâinea Domnului să arăți înaintea tuturor că tu nu ai nimic, că tu ești sfânt, că tu ești curat. Și după ce iei această bucățică și nelegiuirea nu este dată la o parte din viața ta, la fel ca Iuda când a ieșit afară, era noapte și nu se mai poate face nimic. Când ieșim în noaptea spirituală a vieții noastre, când ieșim în noaptea lumii acesteia, unde nu se mai poate, Dumnezeu ne cheamă astăzi și spune, lucrează cât încă este zi, că în curând va veni noaptea și nu vei mai putea să faci nimic. Era într-adevăr o noapte și era noapte pentru trădător, atunci când a plecat de la Hristos în întunericul de afară. Dragii mei, înțelegeți ce se întâmplă? Că fără să demascăm nelegiuirea din viața noastră, ca oameni, ca frații ai noștri, ca popor, ca să putem să ducem demascarea celor din jurul nostru, ca ei să aibă parte de razele care vin de la Hristos, când vom pleca dinaintea lui Hristos, vom pleca direct în tunericul de afară și ușa se va închide în dreptul nostru, în care nu vom putea să mai intrăm niciodată. Până a făcut pasul acesta Iuda, a mai avut o posibilitate a pocăinței înaintea lui Dumnezeu. El nu trebuia să întindă mâna, ca să ia bucățica din pâine din blidul acela și trebuia să recunoască. Și Dumnezeu spune că cel ce mănâncă din lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu, fără să fie vrednic, în loc de binecuvântare va primi o sândă. Dragii mei,
Dumnezeu ne cheamă și ne mai dă o șansă ca noi, înainte de a face pasul acesta, pretinzând că suntem sinceri, pretinzând că avem adevărul, pretinzând că avem multe lucruri, El ne mai oferă o posibilitate a pocăinței. El ne mai oferă o posibilitate de întoarcere, ca până când nu va fi târziu, până când nu vom ieși dinaintea lui Hristos în întunericul de afară. Dar când a părăsit fața Domnului Său și pe cei ce erau împreună cu El, ucenicii, hotărârea cea din urmă a fost luată de acest om care n-a demascat nelegiuirea. De multe ori și noi facem la fel, trecem hotarul acestei ultime posibilități pe care Hristos ne-o pune fiecăruia dintre noi în față. Minunată a fost îndelunga răbdarea lui Hristos, împurtarea noastră cu aceste suflete ispitite. Deci răbdarea lui Hristos, împurtarea noastră și a tuturor cu orice suflet ispitit a fost nemaipomenită, dragii mei. Nimic din ceea ce ne-ar fi putut salva pe noi nu a fost lăsat nefăcut de Domnul nostru pentru a ne întoarce la Dumnezeu. De multe ori ne-am angajat să-L trădăm pe Domnul nostru. Iisus ne-a dat încă multe ocazii să ne pocăim și noi n-am vrut. Dumnezeu face și în noaptea aceasta și în seara aceasta, în ultima noapte a lumii acesteia, să ne pocăim. Dumnezeu mă cheamă pe mine și pe tine să demascăm păcatul, să demascăm nelegiuirea, să ne întoarcem la El, să nu ne încumetăm să întindem mâna în blidul lui Dumnezeu, să luăm din bucățica sfințită de Dumnezeu înainte de a ne pocăi, dragii mei. Citind planul tainic din inima noastră, ca vânzători, Hristos ne-a dat nouă ultimile dovezi convingătoare despre divinitatea Sa, despre dumnezeirea Sa. Aceasta este pentru falși ucenici cea din urmă chemarea la pocăință. Dacă noi pretindem că suntem ucenici, dacă noi pretindem că suntem urmașii lui Hristos și nu trăim ceea ce trebuie, Dumnezeu ne numește ucenici falși. Dar aceasta este ultima și cea din urmă chemare la pocăință a tuturor care au pretins că sunt ucenici și n-au trăit. E ultima chemare la pocăință. Nu a fost cruțat niciun apel din partea lui Dumnezeu pe care inima lui Dumnezeu îl mai putea face pentru noi și pe care îl mai face în aceste timpuri. Valurile milei care ele au fost aruncate înapoi de îngânfarea încăpățânată se întorc ca un flux și mai puternic de iubire copleșitoare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne aruncă valuri de milă, iar noi prin încăpățânarea noastră îngânfată le întoarcem înapoi. Dar Dumnezeu în fluxul acesta își revarsă încă mai multă iubire pentru noi, pentru a ne pocăi și a ne întoarce la El. Cu toate că suntem surprinși și alarmanți, pentru că ni s-a descoperit vinovăția, noi nu o să ne pocăim de multe ori. Noi devenim și mai hotărâți în hotărârile noastre și în viața noastră, dragii mei. De multe ori de la cina sacramentală am plecat sau plecăm ca să săvârșim trădarea lui Hristos, trădarea fraților noștri, trădarea semenilor noștri, în loc să ne pocăim și în loc să ne întoarcem la Dumnezeu. De multe ori de la cina sacramentală am plecat să săvârșim ura împotriva fratelui, ura împotriva semenilor, să continuăm minciuna, să continuăm furtul, să continuăm nelegiuirea, să continuăm contrafacerea adevărului Dumnezeu, să continuăm să mascăm nelegiuirea din viața noastră. Dar Dumnezeu a plănuit ca prin Hristos omul căzut să aibă un alt curs al vieții și să nu-și mai umeze cursul pe care l-a avut până acum. Mulți înțeles scopul pentru care, înțeleg greșit, scuzați-mă, scopul pentru care au fost creați pe pământul acesta. Aceasta a fost ca să fie o binecuvântare pentru omenire, pentru mine și pentru tine, și să slăvim și să slăvească pe Dumnezeul nostru, mai degrabă să satisfacă și să slăvească eu-l. Deci vedeți ce se întâmplă? În loc să fie o binecuvântare pentru noi oameni ca să slăvim pe Dumnezeu,
Mai degrabă, noi căutăm să ne satisfacem și să ne slăvim eu-ul nostru. E un păcat greu înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu curăță mereu pe poporul său. El de fiecare dată taie mlădițele care s-au dezvoltat de prisos, ca ei să poată aduce rod pentru slava sa și să nu facă numai frunze. Căci de multe ori a crescut atât de mult poporul Dumnezeu în frunze, dar roade nu mai este nimic. Dumnezeu ne curăță cu mâhnire, El ne curăță cu dezamăgiri și întristare, pentru că acele trăsături de caracter care au crescut peste măsură de corupte și puternice să poate fie slăbite și ca alte trăsături mai bune să aibă ocazie favorabilă ca să se dezvolte în viața noastră, dragii mei. Trebuie să renunțăm în aceste timpuri la idolii noștri. Conștiința noastră trebuie să devină mai sensibilă. Meditațiile inimii trebuie să fie mai spirituale, iar caracterul întreg trebuie să devină simetric asemănării cu Domnul Iisus Hristos. Simetric, dragii mei, știți ce înseamnă simetric? Să corespundă la punct și virgulă, să corespundă în toată forma și splendoarea pe care Domnul Iisus a avut-o pe pământul acesta. Cei care doresc într-adevăr să slăvească pe Dumnezeu vor fi recunoscători pentru demascarea oricărui idol și oricărui păcat, ca ei să poată vedea aceste rele și să le îndepărteze din viața lor. Cei care își doresc cu adevărat să slăvească nu se vor supăra când sunt mustrați, nu se vor supăra când sunt demascați, nu se vor supăra când sunt arătați idolii din viața lor, nu se vor supăra când orice păcat va fi scos la iveală și ei se vor bucura, căci atunci vor putea să îndepărteze relele acestea și le vor vede ca să poată să-i dea slavă lui Dumnezeu, dragii mei. Dar cel cu inima împărțită va pleda pentru satisfacerea de sine, mai degrabă pentru refuzul acesteia. De multe ori oamenii, în loc să se pocăiască, zice, mai lasă-ne în pace, fiecare cu treaba lui, iar critică, iar vorberele, altceva nu știi ce să mai faci, nimic nu mai știi. Și ei refuză lucrul acesta pentru satisfacerea de sine, pentru pacea și liniștea pe care ei și-au instaurat-o în viața lor, dar nu vine de la Dumnezeu, și refuză cu grabă lucrul acesta. Demascarea falsității, dragii mei, suntem afetizați, că noi nu putem demasca falsitatea dacă nu avem dragoste fără prefăcătorie, dacă nu ne este groază de rău și dacă nu suntem lipiți tare de bine. Noi nu putem face lucrul acesta. Noi avem dragoste, dar e dragoste prefăcută. Mi-aduc aminte că am mers într-o zi la o biserică și lângă mine, fără ca ei să-și dea seama, eram întors cu spatele către ei, erau niște frați adunați la un loc. La un moment dat venea un frate către ei, dar unul dintre ei zice, ia uite-l și pe... aproape că nu i-a zis milogul acesta, dar cam ceva de genul ăsta am înțeles. Și când fratele s-a apropiat de ei, toți au întins mâna și cel care a zis, oh, pace, Gigele, vai ce mă bucur, mă bucur atât de mult că te văd. Omul a dat mâna, a plecat mai departe și zice, dă-l încolo și pe ăsta bine că plecă, că e un nenorocit. Dragii mei, de multe ori facem așa. Noi avem dragoste doar formală și prefăcătoare înaintea oamenilor. Nouă nu ne este groază de rău și noi iubim răul acesta blasfemând pe creaturile lui Dumnezeu și pe Dumnezeu în față îl blestemăm și îi spunem lui Dumnezeu prin lucrul acesta că nu ne e groază de rău și nu să ne lipiți tare de bine, îi spunem lui Dumnezeu, cară-te dintre noi, nu vrem să te vedem, nu vrem să avem nimic de a face cu tine, chiar dacă cu gura noastră rostim căci El este Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Dumnezeu spune, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altoia. Pavel dorește să se facă deosebirea aceasta între acea iubire curată, neegoistă, care este inspirată de Duhul lui Hristos și falsa iubire lipsită de conținut și înșelătoare, care abundă în lumea aceasta și noi o practicăm de fiecare dată. Această contrafacere josnică a înșelat multe suflete și înșeală multe suflete în continuare. Ea șterge distinția
pe care noi trebuie să o facem între bine și rău, influențându-ne să fim de acord cu călcătorul de lege, în loc de a ne îndemna să-i arătăm greșeala cu credincioșie. Și mă uitam la fratele acela care a rostit acele cuvinte împotriva celui care a venit și el nu știa ceea ce vorbește. Ceilalți au fost atât de bine influențați ca să fie de acord cu călcătorul de lege, fără să-l îndemne și să-i arate greșeala cu credincioșie. Ei au început să râdă împreună cu ăla de cel pe care el l-a bajocorit. O asemenea atitudine, dragii mei, nu este niciodată izvorâtă dintr-o prietenie adevărată cu cel de lângă tine și nici dintr-o prietenie adevărată care este izvorâtă din legătura ta cu Dumnezeu. Tu nu ești prieten cu Dumnezeu și n-ai să fii niciodată prieten nici cu cei de pe pământ. Spiritul care o inspiră provine din sălașurile inimii mele firești și nu vine de la Dumnezeu. Deși va fi întotdeauna binevoitor, vei fi binevoitor, înțelegător, iertător. Tu ca creștin nu poți să fii de acord cu păcatul niciodată. Creștinul va demasca răul, creștinul va promova ce este bun, chiar cu prețul sacrificării prietenilor care se dovedesc a fi nelegiuiți, dragii mei. Ești tu dispus astăzi să renunți la prietenii tăi în favoarea lui Dumnezeu? Ești tu dispus astăzi să demași răul și să promovezi ceea ce este bun, chiar cu prețul sacrificării prietenilor și oricărui sunt în jurul tău? Spiritul lui Hristos ne va inspira ură față de păcat, dar ne va determina să facem orice sacrificiu posibil pentru salvarea păcătosului. Rugăciunea îl înviora pe Domnul Hristos de fiecare dată. Ziua era foarte ocupat cu slujirea nevoilor nenumăraților oameni care îi cereau în mod insistent ajutorul și cu demascarea teoriilor false și periculoase ale rabinilor. Deci Domnul Iisus se ruga, Domnul Iisus postea, Domnul Iisus stătea în prezența lui Dumnezeu, fiindcă atunci când venea ziua se ocupa cu slujirea nevoilor oamenilor nenumărați care îi cereau ajutorul în mod insistent, dar și ajutorul pentru a demasca teoriile false și periculoase ale rabinilor. Mai putem noi demasca astăzi teoriile false ale păstorilor, preoților și învățătorilor lumii acesteia? Iar munca aceasta necontenită îl istovea adesea într-o asemenea măsură, încât mama și frații lui și chiar ucenicii se temeau că își va pune viața în pericol. Totuși, când se întorcea de la orele de rugăciune, prin care își încheia ziua de muncă obositoare, ei observau de fiecare dată că expresia chipului său era plină de pace și întreaga ființă a lui părea străbătută de înviorare de la Dumnezeu. Străbate peste chipurile noastre și peste fețele noastre această pace care vine de la Dumnezeu, când ne întoarcem de la rugăciune, dacă mergem la rugăciune, sau de multe ori nu avem timp decât să rostim câteva cuvinte, nu să ne rugăm, după orele pe care le petreceam fiecare dimineață în comuniunea cu Dumnezeu, El le aducea oamenilor lumina cerului. Grâul și neghina sunt acum amestecate, dragii mei, dar atunci singura mână care le va putea despărți va da fiecăruia locul ce îi se cuvine. Dar noi trebuie să demascăm nelegiuirea. Cei care au avut lumina adevărului au auzit solia de avertizare și au primit invitația la nuntă. Fermier, comerciant, avocat, păstor falși, care au liniștit convingerile oamenilor. Deci, vedeți, dumneavoastră, lumina este, solia de avertizare este. Ea trebuie să fie primită ca o invitație la nuntă. Fie de fermier, fie de comerciant, fie de avocat, fie de membru, fie de tineri și bătrâni. Dar păstorii falși au liniștit convingerile acestor oameni pe care noi nu ne ridicăm să demascăm nelegiuirea și de multe ori suntem de acord cu ei. Paznicii credincioși care nu au sunat avertizarea sau nu au cunoscut timpul din noapte, toți care au refuzat să asculte de legile împărăției lui Dumnezeu, nu vor avea dreptul să intre acolo niciodată, dragii mei. Cei care au o scuză pentru a evita crucea despărțirii de lume
vor fi prinși în capcana aceasta împreună cu lumea aceasta, fiindcă ei sau noi am ales să ne amestecăm cu neghina și să trăim împreună cu ea. Că nu-i nicio problemă, dragii mei, că în același teren crește și grâul și neghina. Ce frumos crește neghina împreună cu grâul. Dar trebuie să ne gândim că în momentul când neghina va crește și se va coace, va face foarte mult rău grâului. Spune că noi am ales să ne amestecăm cu neghina, să ne bucurăm în nelegiuire. Aceasta este o unire înfricoșătoare de care ar trebui să ne temem toți, dragii mei. Oamenii aleg de multe ori să se unească cu primul răzvrătit care a ispitit pe Adam și Eva în Eden să nu asculte de glasul lui Dumnezeu. Neghina în aceste timpuri se mulțește pentru că ei seamănă neghină și își au partea lor împreună cu rădăcina tuturor păcatelor pe care se săvârșesc. Păstorii falși ai turmei, de îndată ce ei sunt ispitiți, ei scol la iveală aceste defecte morale că nu sunt părtași de natură divină și nu au scăpat de stricăciunea care este în lume prin pofte. Ei însă sunt pământești, senzuali și diavolești. Auziți ce spune cuvântul Dumnezeu? Și de aceea noi trebuie să ne rugăm, să ne ridicăm, să demascăm nelegiuirea. Satana găsește în ei ceva ce poate fi condus prin nelegiuire și el face tot ce poate pentru a folosi această ocazie de a-i duce nelegiuire. Iar urmare este că cei care pretind că sunt păstori ai turmei, de multe ori au o minte firească, ei conduc oile care sunt în grija lor, a căror curăție decentă și virtute ar trebui păzită cu grijă, la desfrâu și destrăbălare. Auziți, dragii mei? Auziți ce fac păstorii? Și vreau să vă spun că lucrurile acestea nu sunt referitoare la cei din afară, și aceștia sunt referitoare la poporul lui Dumnezeu. Credeți că poporul Dumnezeu are numai păstori buni? Are și păstori mincinoși care caută. Nu este temei pentru speranță, dragii mei. Nu este motiv pentru aceia care ei au fost păstori ai turmei și ani de rândul au fost purtați de Dumnezeu cel plin de îndurare. Dumnezeu i-a urmat cu mustrare, i-a urmat cu avertizare, i-a implorat însă care și-au tăinuit faptele lor cererele și au continuat să le facă nesocotind legile Dumnezeului Cerului, complăcându-se în desfrâu. Să lăsăm noi oare în aceste timpuri pe seama lor să-și lucreze mântuirea cu frică și cu tremur după ce s-a făcut totul pentru a fi îndreptați? Ia auziți ce spune cuvântul Dumnezeu, vreau să vă citesc ceva. Și spune așa, însă niciun caz să nu le încredințăm lor păzirea sufletelor noastre și noi trebuie să ne pregătim pentru a demasca nelegiuirea. Păstorii falși, cum este posibil ca bărbați care au fost angajați în această lucrare atât de mult să strice căile înaintea lui Dumnezeu după o experiență atât de bogată și o lumină atât de mare? Cum e posibil? Este posibil, dragii mei, când nu te zmerești înaintea lui Dumnezeu. Poți să fii pastor angajat, poți să fii indiferent ce vei fi tu, că Satana te va duce la o nelegiuire atât de mare încât nu vei face discernerea între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Mă scuzați, dragii mei, eu nu mai pot de calma, am câteva minute și voi încheia că deja am prelungit cam mult. Avertizările și îndemnurile date în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la păstorii falși ar trebui să fie luate în seamă cu atenție de câteva categorii și spune așa, de profesori, de studenții din școlile noastre și de către membrii bisericii. Membrii bisericii trebuie avertizați să nu-i socotească pe astfel de păstori ca fiind cea mai înaltă autoritate. Auziți, dragii mei, și de multe ori noi ne luptăm pentru cauza unui om, pentru cauza unei persoane și Dumnezeu spune că membrii bisericii trebuie să trebuie avertizați să nu-i socotească pe cei care maschează nelegiuirea, să nu-i socotească pe astfel de păstori ca fiind cea mai înaltă autoritate. Ce nevoie au membrii să frecventeze bisericile cu o asemenea autoritate? E semnul întrebării. Ei cred că merg pentru îmbunătățiri finale. Și auziți mai departe ce spune. S-a dovedit într-adevăr a fi un final pentru mulți în ce privește spiritualitatea și credința în adevăr.
Auziți ce se întâmplă? Că noi de multe ori considerăm că acolo unde este un om care practică anumite lucruri, care anumite lucruri, unii dintre ei au audiență mare, sunt bine primiți, bine văzuți, dar când ei amestecă lucrurile și nelegiuirile și maschează adevărul lui Dumnezeu, și ei cred de multe ori că frecventând bisericile cu asemenea autoritate, ei cred că merg pentru îmbunătățirea lor finale. Dar Dumnezeu spune că s-a dovedit într-adevăr a fi un final pentru mulți și un final de spiritualitate și credință în adevăr. Însă este o experiență inutilă prin care se pregătește mintea pentru semănarea neghinei între grâu, dragii mei. Semănarea neadevărului între adevărul pe care l-ai în mintea ta, ca tu mâine poimine să pui la îndoială adevărul lui Dumnezeu prin ceea ce s-a semănat în mintea ta. V-am mai spus-o și data trecută. Nu voi da nume și nu am nimic împotriva niciunui om. Căci cineva mai devreme am văzut foarte târziu că m-a acuzat că eu vorbesc împotriva fratelui Coman. Domnul mi-e martor, împotriva fratelui Coman nu am nimic și nici împotriva niciunei persoane, indiferent cine va fi ea. Am ceva împotriva neadevărului și nelegiuirii care este mascat. V-am spus și data trecută și voi spune în continuare, chiar dacă s-a amintit acum de acest nume, să spui tu că îl vei reabilita pe Satana, să spui tu că el n-are nicio vină, să spui tu că oamenii să se ducă la dracu și unde să se ducă. Dragii mei, în mintea noastră și în capul nostru se seamănă neghină între grâu. Eu îl iubesc și pe fratele Coman și pe toți ceilalți. Să le dea Dumnezeu binecuvântare de pocăință și supunere la Dumnezeu. Dar eu nu pot să merg într-o biserică unde se seamănă neghină împreună cu grâu. Ați văzut, dragii mei, de multe ori cum se seamănă pentru animale, se împreuna grâu cu ovăr și cu secară și așa mai departe. Și la un moment dat, dacă vrei să trăiești după aceea ce semăna, nu puteai să le mai alegi că ele erau amestecate. Așa se va întâmpla și cu noi. Tot ceea ce semănăm în mintea noastră va rămâne hrană pentru animale și nu hrană pentru Dumnezeu. Nu este pe placul marelui nostru învățător să fie astfel ridicați în slăzi păstori care nu au urechi de auzit sau minți, care să nu înțeleagă un clar, așa zice Domnul, onorându-i astfel pe aceia care s-au instruit de parte de adevăr. Noi nu vom primi aprobarea lui Dumnezeu. Auziți, dragii mei, auziți dumneavoastră, dragii mei, onorându-i pe aceia care s-au instruit de parte de adevăr, noi nu vom primi aprobarea lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb în această seară, câți păstori care predică adevărul lui Dumnezeu sunt instruiți aproape de adevărul lui Dumnezeu? Aș vrea să văd măcar un păstor în seara aceasta să iese și să spună: eu mi-am dat doctoratul, mi-am dat licența, mi-am făcut studiile și pregătirea în adevărul lui Dumnezeu. Niciunul dintre ei aproape nu are, am văzut câțiva păstori care au refuzat ca să-și dea licența și doctoratele cu oamenii ai Bisericii Catolice și în alte lucruri, decât să primească o învățătură, mai bine au refuzat acest ceva. Eu cunosc un păstor și Dumnezeu să-l binecuvânteze. De 3 ani se luptă să ia doctoratul și masteratul și nu poate să-l ia, fiindcă el nu acceptă învățătura care îi se pune. Dar majoritatea oamenilor, păstorilor care sunt pregătiți pentru a conduce un popor, ei sunt pregătiți și instruiți de parte de adevărul Dumnezeu. Și auzi ce spune, onorându-i pe aceia care s-au instruit de parte de adevăr, noi nu vom primi aprobarea lui Dumnezeu. Fie ca aceste cuvinte a lui Isaia să aibă greutate pentru noi, căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință veșnică și al cărui nume este sfânt, dragii mei. Eu locuiesc în cerurile înalte, spune Dumnezeu, cu sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, și să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Propovăduirea unui timp precis de multe ori a stârnit mare împotrivire din partea tuturor categoriilor de oameni, de la slujitorii de la amvon până la cel mai răit și nepăsător păcătos. Nimeni nu a știut ziua sau ceasul, se auzea din partea păstorilor fățarnici și bajocoritorului cutezător. Nici lămuriri nu erau aduse, nici corecturi nu veneau din partea celor care arătau
către anul în care credeau că perioadele profetice se vor termina și către semnele care arătau că Hristos era aproape chiar la uși. Și auzi ce spune cuvântul Dumnezeu, vreau să vă citesc câte ceva, că am aici ceva scris înaintea mea. Și spune așa, mulți păstori ai turmei care mărturiseau că îl iubesc pe Hristos au spus că nu au nimic împotriva predicării venirii lui Hristos, dar că obiectau împotriva fixării unei date clare. Ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu le-a citit inimile. Și mi-aduc de multe ori aminte că spunea fratele David Gates odată anumite lucruri care el le prezenta. Omul nu a dat niște date fixe și spunea dacă se va întâmpla la data cu tare sau dacă va veni, a făcut omul niște calcule, totuși poate face o trezire în mijlocul poporului și în viața celor care îl va asculta. Și ei spune că nu erau de acord și predicau lucrurile împotriva celor care predică adevărul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune mulți păstori ai turmei care mărturiseau că îl iubesc pe Hristos au spus că nu au nimic împotriva predicării venirii lui Hristos, dar că obiectau împotriva fixării unei date clare. Ochiul atotvăzător al Dumnezeu le-a citit inimile. Nu-L doresc pe Iisus în apropierea lor. Știu că viețile lor lumești nu au să treacă acest test cu bine pentru că nu umblă pe cărarea umilă pe care a indicat-o Iisus Domnul nostru. Acestea au fost lucruri pe care le-am citit. Să le auziți cu urechile dumneavoastră. Să intre în mintea și în conștiința dumneavoastră. Acești păstori falsi stau de-a culmezișul lucrării lui Dumnezeu. Adevărul în puterea lui de convingere va stârni interesul oamenilor și asemenea temnicelor vor începe să strige. Ce trebuie să fac să fiu pentru a fi mântuit? Dar acești păstori se postează între adevăr și popor și predică lucruri plăcute, urechi, firești, pentru a-i îndepărta de la adevăr. Ei s-au alăturat lui Satana și îngerilor lui strigând, pace, pace, că nu este deloc pace. Nu este pace în biserică, nu este pace în lume, nu este pace în familiile noastre, nu este pace în viața noastră, nu este pace nicăieri pe pământul acesta, dragii mei. Și Dumnezeu zice, ridică-te și demască nelegiuirea. Cei care își iubesc stihna și sunt mulțumiți cu distanța pe care o păstrează față de Dumnezeu, nu se lasă treziți din siguranța lor lumească, fiindcă lor li se propovăduiește pace, pace, când nu este pace. Îngerii lui Dumnezeu notează totul. Veșmintele acestor păstori neconsacrați sunt acoperite de sângele sufletelor pe care ei le-au predicat pacea. Păstorii cei buni își iubesc oile. Păstorul care poartă adevărul sacru pentru aceste ultimele zile trebuie să se distingă de cei falși și să arate clar în privind prin viața sa de evlavie și practică și vorbită, la lege și la mărturie, dragii mei, deosebirea existentă între adevăratul păstor și cel mincinos. Păstorul cel bun a venit pentru a căuta și a mântui ceea ce era pierdut. El a manifestat în lucrarea sa de dragoste pentru oile sale. Toți păstorii care lucrează sub conducerea păstorului celui mare vor avea caracteristicile sale. Vor fi blânzi și smeriți cu inima. Credință de copil trebuie să avem, căci doar credința de copil aduce tihnă, o tihnă sufletului nostru, acționează cu dragoste și este întotdeauna interesată de alții. Dacă Spiritul lui Hristos locuiește în păstori, ei vor fi ca Hristos și vor face faptele lui Hristos. De multe ori declarațiile omenești sunt lipsite de valoare. Lăsați cuvântul să le vorbească oamenilor. Lăsați cuvântul să atingă inimile oamenilor, ca oamenii să întrebe ce să fac ca să fiu mântuit. Dacă păstorii care sunt chemați să prezinte cel mai solemn mesaj dat vreodată muritorilor ocolesc adevărul, atunci nu sunt conștienți în lucrarea lor și sunt păstori falși pentru oi și pentru miei. Și uitați-vă că miei poporului și turmei lui Dumnezeu sunt răpiți. Sunt răpiți în oastea lui Satana, trăind în curvie, trăind în băutură, trăind în tutun, trăind în droguri, trăind în muzică. Sunt răpiți din cauza pacii și liniștii pe care o predică păstorii falși. Declarațiile omenești sunt lipsite de valoare. Lăsați cuvântul oamenilor să le vorbească. Ajutați-i pe cei ce au ascultat numai tradiții și maxime omenești să audă vocea lui Dumnezeu, ale cărei făgăduințe sunt da și amin în Iisus Hristos Domnul nostru.
Dacă păstorul va fi o epistolă vie pentru oameni, dând mărturie în caracter, comportament despre adevărul pe care îl proclamă, atunci Domnul își va pune pecetea asupra lucrării sale și vor închega adevărate prietenii între el și oameni, iar păstorul și turma vor deveni una strâns uniți de speranța comună în Iisus Hristos. Deci vedeți, dragii mei, de multe ori suntem uniți ca turmă și păstor, dar nu suntem strâns uniți în speranța comună în Iisus Hristos, și suntem uniți în speranța comună de dragul de a fi uniți, de dragul binelui comun, de mersul comun, parcă ar fi, dragii mei, precum papalitatea, binele comun, lucrarea comună, satisfacerea poftelor comune, împlinirea dorințelor comune și toate aceste lucruri comune pe care noi ne le dorim. Și noi nu suntem uniți în speranța comună în Iisus Hristos. Dragul meu, eu aici voi încheia lucrarea din această seară și mesajul pe care am avut să-l aduc înaintea dumneavoastră. Este timpul să dezmaști întâi nelegiuirea din viața ta. După ce vei demasca nelegiuirea și păcatul care te ține departe de Hristos, ridică-te și demască nelegiuirea din jurul tău, nelegiuirea din viața fraților tăi, din viața bisericii, din viața celor care vor să-L caute pe Hristos. Fă o legătură și o unitate care te leagă din speranța în Iisus Hristos. Domnul să fie cu noi cu toți, dragii mei, să ne ajute să ne demascăm înainte de a fi demascați, să demascăm înainte de a fi prea târziu pentru salvare de suflete. Vă doresc o noapte bună tuturor și multe binecuvântări să vă însoțească până când ne vom întâlni din nou împreună, dragii mei. Mâine dimineață, la orele 9 Spania, 10 România, ne vom întâlni din nou cu școala de sabat, cu lecțiunea pe care o vom avea în studiu de mâine dimineață. În încheiere, dragii mei, aș vrea să vă pun o a doua melodie frumoasă pe care vreau să o aduc înaintea dumneavoastră, despre frații de la Oastea Domnului care au cântat foarte mult. Mi-au încântat sufletul și inima și aș vrea, nu priviți la ce se vede acolo, priviți ținuta lor, priviți modestia lor, simplitatea lor față de Dumnezeu și cuvântul cum îl cântă și cântările cu smerenie față de Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu, dragii mei.